sau mai rar, intră în biroul prim-ministrului sau intră foarte des în birourile ministrilor dintr-un partid aflat la guvernare. Și atunci când doi oameni de această magnitudine sunt protagoniști în asemenea episod în care unul spune despre celălalt că l-a amenințat cu moartea, deja avem o mare problemă pe care sigur putem să o punem sub preș. Cum să facem un grand, pentru că vrea să o face? Am gândit, când am văzut această replică a lui Liviu Dragnea, când am trecut să nu mi-am întâlnit din perioada în care a început să evolueze în politica românească, și de intrat pe Sărche și în locat de la Alexandria, domnul Dragnea. Mulțumesc că vă mulțumesc de prezența la emisiunea din această seară. Așa vă mulțumesc. E grav ce se întâmplă în România. Să sperăm însă că lucrurile se vor mai îndepărta. Noi am așa un fel de obiectivism.